tu cât crezi că acumulați voi ca și bloc, respectiv, prin redistribuția voturilor care nu se materializează în mandate, cam câte mandate crezi că câți oameni reușiți să aduci în Parlament? Din ceea ce eu văd acum la moment, merge vorba între 16 și 20 de persoane din cifrele. Dar depinde cum va merge campania. Că oricum o să merg, atunci am reușit să vizitez 150 de localități dintr-o mie, dar mai mult de 10 pe zi nu reușeam. Și acum mai merg, că uitați-vă, uite, toate raioanele în jurul municipiului Bălți, chiar raionul Sângerei, unde de 5 ani este închis oficiul partidului nostru. N-am avut o organizație, au fost câțiva tineri pe care îi mulțumesc foarte mult că s-au implicat în campanie și avem un singur primar de un sat de lângă Bălți și am luat locul întâi, 45 sau 48% la prezidențiale. Deci toate raioanele din nordul țării care au văzut schimbări reale în Bălți, nu ceea ce le arată Dodon TV și media holdingului Plahotniuc, în Bălți stătă rău, drumuri nos, copiii n-au condiții la grădiniță. Că dacă era așa, nu recâștigam eu din primul tur și a doilea mandat de primar și până la mine l-a câștigat Grigorișin. Deci cei din nordul țării nu pot fi manipulați, deoarece au rude în Bălți, care copii studenți, care au un serviciu. La distanță mică și dar circulă. Cu părere de rău, în zona din centru, raioanele cum ar fi, Călăraș, Telenești și multe din sud, ei doar văd doar cei și le arăta propaganda și se gândi, băi, dar ce usat îi poate să facă la nivel național dacă nu au făcut nimic în Bălți, din spusele propagandei. Dar eu cetățenilor le spun un singur lucru, oameni buni. Prima dată, în orice tip de alegeri, mergi doar pe promisiuni. Așa e în politică. Dar eu și toți nouă primarii de oraș. A doua oară, știu ce vrei să spui. Oamenii votează doar pentru realizări. Deja realizările. Și eu mă mândresc de faptul, de ca care... să știți, că în 2019, după ce partidul era distrus, m-am reîntors în țară vara. Practic, de la zero am reanimat partidul și faptul că noi am recâștigat în nouă orașă primăriile. Deci nu, niciun primar din oraș, din partea mea, din partea partidului, n-a pierdut. Nu contează că vinea Vlah cu Dodon la Vulcănești sau vinea doamna Sandu la Bălți, Drochea. Deci primarii care am avut, ei au demonstrat. Și-au reconfirmat, da, practic, mandatul. Mai ales când câștigi din primul tur, că la noi, la nord, noi nu umblăm cu turul 2, cu coaliții, cum se întâmplă tot timpul la Chișinău, la capitală. Nu, tot timpul la nord, toți... Eu, Nina Cereteu, Drochea, Stella, Glodin, 70% de primul tur. Deci vă dați seama, oamenii deja au văzut capacitățile noastre, de asta am avut susținerea masivă în localitățile unde mă cunosc personal. Și acum dacă o să reușesc să fac cunoștință cu cetățenii din localitățile care au văzut doar aceste nebunii la televizor pe perioada lui Plahotniuc și Dodon,